Bună seara, bine v-am găsit la acest eveniment important. Voi ca Teodoru, o extraordinar de talentată scriitoare, îi spuneam, suntem prietene, îi spuneam la un moment dat, draga mea, scrii dumnezeiește. Mă bucur că am eu prilejul ca să prezint această lansare de, la această lansare de carte. Apariția romanului de dragoste El Tango. Iată ce ne spune draga noastră Voica. El Tango pentru voi va fi o poveste. Pentru mine, o așchie din crucea vieții. Am scris-o așa cum am trăit-o, pe nerăsuflate. Nici acum nu știu dacă am trăit-o într-adevăr sau am visat că am trăit povestea asta. Oricum ar fi, sunt sigură că la finalul cărții veți înțelege dacă povestea mea a fost un vis visat sau un vis trăit. Mulțumesc, îi dau cuvântul. Sunt nerăbdătoare, da, și să-mi întotdeauna. Și, da, da, și să-mi spui și invitații tăi, dacă vor să vorbească. Nu știu dacă vor să vorbească că n-au citit cartea, dar sigur că da, dacă despre cineva are ceva de spus, să spună acum. Să spună acum sau să nu spună nimic. Deci vrea cineva să spună câteva cuvinte? Nu vă fie fică. Serios, deci vrea cineva, are cine, nu? Nu vrea nimeni? Nu despre carte, despre mine era. La final, la final. La final, da. Nici asta da. Că poate și adună. Fratele meu zice că nici asta n-a citit. Vă mulțumesc că ați venit. În ciuda acestui timp înspăimântător așa care amenință să ne țină în casă, sunt încântată că sunteți alături de mine. Sper să ne mai întâlnim în curând într-un cadru la fel de intim, nu cred că va fi, dar cu mai mulți invitați care n-au putut ajunge, mulți dintre ei fiind la birou lucrând, da? Ora 15 este o oră pentru unii, pentru cei care scriu, nu. Dar pentru unii e o oră la care oamenii mai și muncesc. Ce să vă spun despre carte, că bănuiesc că vreți opinia autorului. Bineînțeles, cartea va spune mai multe despre ea însă și despre autor. Ce vreau să spun e că are, din punctul meu de vedere, cartea nu este un obiect, ci poartă vibrația tuturor celor care au participat la crearea ei. Prietena mea, Gina, a fost ghidul meu spiritual care m-a călăuzit către acest templu de carte Coresi și îi mulțumesc pentru asta. Eu vă mulțumesc mai ales că domnul Poenaru și doamna Poenaru mi-au deschis editorii cărții, mi-au deschis porțile acestui templu în care cartea mea s-a sfințit, să spun așa. Vă spuneam că am certitudinea că ea poartă vibrația tuturor celor care au creat-o. Nu este opera mea, este opera celor implicați, de la corector, de la graficianul care a făcut coperta și m-a suportat să o schimb de nu știu câte ori. Bineînțeles, coperta vă aparține. Eu alesesem altă copertă, însă voturile dumneavoastră au contat foarte mult. Decisive. Au fost decisive. Și cred că, de fapt, cartea și-a ales coperta. Cartea și alege și cititorii, din punctul meu de vedere. Și și alege și editura, exact, că tot vorbim despre vibrație. Este, simt cartea ca un copil. Deci un copil îl faci, vrei ce e mai bun pentru el, dar își alege singur destinul. Nu poți să de tu, poți să visezi foarte mult și el să se împlinească puțin, sau să visezi puțin și el să ajungă foarte departe.
Întotdeauna am avut sentimentul că vibrația cuvintelor unei cărți o duc către împlinirea destinului ei. Bineînțeles, totul e sublim la o lansare, nu se vede nimic din ce a fost în spatele ei. Am stat în tensiune, cred că domnul editor a ținut neapărat domnul Coenaru să mă învețe două lecții în colaborarea cu domnia sa. Una, lecția răbdării, cartea apărând cu o oră înainte, Gina, cu două ore înainte de venirea dumneavoastră aici. Nu de la editor, de la tipografie, de unde e povestea. Eu tot pe domnul Coenaru dau vina, că trebuie să dau vina pe cineva. Eu sunt divină. Tu ești divina. Bun. Deci, lecția răbdării am învățat-o. Mă gândeam că veniți aici și o să mă lansez eu. Darian spune, fiica mea, bă, tu de 2 ani te tot lansezi. E timpul să lansezi și cartea, totuși. Așa că am venit cu emoții, când am văzut-o m-am liniștit și bănuiesc că v-ați liniștit și dumneavoastră, băteați drumul până aici așa doar ca să mă vedeți, că mă vedeți de atâtea ori în Facebook, merită. Că v-ați săturat de mine. Care aia care nu au Facebook? Fericiți cei care nu au Facebook. Nu e obligatoriu. Exact. Nu. Și am mai învățat o lecție, lecția duioșiei, să-i zic așa. Eu mă învolburez repede când nu ies lucrurile și prima copertă nu am vibrat cu prima copertă și nu știu să fiu așa drăgălașă în mesaje și îi dau domnului Coenaru un mesaj. Ieșisem din mat, că surpam malurile deja, la care îmi răspunde cu o tandrețe extraordinară: dumneavoastră n-ați înțeles că noi suntem o familie la Coresi, adică modul meu de abordare era prea agresiv pentru cineva care în niciun caz nu era în tabără adversă, era în aceeași echipă cu mine. Numai că eu îmi pare foarte rău că nu l-am prezent pe domnul Coenaru, deci și lui foarte, rău. Foarte rău. Și lui pare foarte rău. Așa, dar sper vezi, să vadă filmarea. Tipografia are nevoie. Știu, are știu. Nevoie de... Asta vă spuneam, că mi-a răspuns așa duios că suntem o familie și atunci m-am raportat la familia mea. Și eu am vrut să-i spun, domne, prototipul familiei nu e același. Și eu tot ca în familie m-am comportat. La noi, dacă greșește unul, vine celălalt cu arcul, cu tolba de săgeți și trage la țintă. Nu știe să zică greșeala duios, așa cum s-a așteptat domnul Coenaru și cum probabil să practică în familia dumnealui. Așa că era chestie diferită de percepție. La noi e câmpul de bătaie. Cred că ai noștri au fost marcați de coșbuc. O luptă-i viața, deci te luptă. Și când nu se mai luptă cu viața, ne luptăm între noi. Că suntem învățați să ne luptăm, știi? Aga idee, așa, ca o paranteză. Deci cam astea au fost peripețiile cărți. Acum o să vă spun despre carte în sine. Personajele mele, deci nu sunt personaje inspirate din realitate, sunt personaje reale, cu nume schimbate, bineînțeles. Nici măcar toate numele nu sunt schimbate ale personajelor. Limbajul, aș vrea să nu vi se pară ușor manelistic, e plin de prințese, asta e America Latină. În America Latină te duci la aeroport, îți pui valiza și te întreabă negresa: Mireina, ce ai în bagaj? Și tu te uiți în stânga, în dreapta, cu cine vorbește, știi? Toate sunt prințese, regine, mi amor, ăsta e limbajul lor. Eu n-am vrut să schimb nimic. În românește sună ușor amanea când tot mi prințesa, mi reina, mi nu știu ce, dar am vrut să redau exact culoarea țării respective. Vă spuneam despre personaje. Personajele și faptele sunt reale, mi le asum în totalitate.
Personajele mele sunt personaje umbră. Deci, funcție de lumina cunoașterii autorului asupra interpretării caracterelor lor, umbrele sunt mai mari sau mai mici, cum știți. Așa că, funcție de interpretare a mea, personajele au ieșit personaje complexe. Eu cred că și personajele secundare sunt niște personaje complexe. Ce să vă mai spun? Deci vă spuneam despre personaje că reflectă o realitate și vreau să vă mai spun un lucru, că mi-am adus aminte, îmi scrie un admirator virtual, admirator al scrisului meu, că mai am și altfel de admiratori, așa îmi scrie, sper că nu e siropoasă carte. Dum spiro spero, îmi venea să-i spun. Cartea nu e siropoasă. După ce extrageți zahărul, rămâne melasa. Deci luați-vă niște carafe cu apă când o citiți, că este foarte siropoasă. Pentru că, așa cum vă spuneam, unul dintre personajele umbră este autoarea. Și autoarea nu trăiește drame de Ana Karenina, că nu stă să ajungă nimic dramatic. Autoarea e o mare căutătoare de fericire, cum știți căutătorii ăia de aur care adună pepitele de aur, așa adun eu fericire din viață. Și când s-a terminat într-o mină, mă duc în alta și tot asumat o fac. Deci, eu sunt o căutătoare de fericire, nu o să rumec niciodată frunze de pe lin. Poate că gustul amărui îmi place doar în ginul tonic și mă îmi place și în parfumuri nuanța aia de amar, așa să zic, dacă e de vârf, nu de bază. Ca idee, deci, cartea este nu e o carte dramatică, e o carte plină de iubire, așa cum trăiesc eu. Când nu trăiesc în iubire, trăiesc în solitudine, că totdeauna am spus că decât un cuplu eșuat, mai bine o solitudine minunată. Cred că am acoperit, dacă aveți întrebări, dacă vreți să mă întrebați ceva, eu cred că mă uit așa la domnul Brezu, ce cu minte stă dânsul, știți că rotește niște supersonice, niște F-16, e comandor de avioane de vânătoare. Și aici este așa de docil și de cu minte, nu vreau să mă gândesc cum taie cerul de obicei și îl lasă să curgă peste noi așa. Sub formă de ploaie. Ce să vă spun? Întrebați-mă, dacă considerați că n-am acoperit tot, dacă ar mai fi ceva de spus, știți, Ileana Vulpescu, care e autoarea mea preferată, spune stilul de viață al unui scriitor naște stilul lui literar. Deci stilul literar e compatibil clar cu stilul de viață al unui scriitor. Eu am fost, ai mei mereu m-au dorit așa apolinică și eu am ieșit dionisiacă, din păcate. Ce să fac? Asta e marea lor dezamăgire. Tata mi-a zis, dă-mi să citesc manuscrisul. Nu ți-l dau. De ce? Nu ți-l dau că vii cu cenzura. Nu pot să continui, dar ne zice, e porno cartea, nu e dragă porno, zic eu scriu porno, trăiesc porno, dar zic e o carte sinceră. Niciodată nu mi-a plăcut să trăiesc așa după o perdea de borangic. Viața mea mi-am asumat-o așa cum sunt, așa mi-am expus-o și public, așa mă și manifest după cum vedeți. Și cam atât. E o carte în care s-a implicat familia mea și s-a implicat și familia mea cu Oresi. Da, e o carte pe care am publicat-o
cu ajutorul fratelui meu, care este sponsorul nu numai al cărții, al troițelor. Noi avem idei, eu și tata avem idei și el vine cu bani, știi? Și vorbește cu mine la telefon și îmi spune, surme, zice, mai, noi suntem ingineri, zice că mai trebuie să și plătească cineva actele artistice din familia asta. Asta apropo înainte de publicare. Deci, cam asta e. Cred că v-am spus și din casă și din afara ei și din afara granițelor tot. Îmi doresc să îmi faceți o critică nu prietenească, ci pertinentă. Altfel nu pot evolua. Deci aș vrea să mă ajutați dacă sunt lucruri care nu v-au plăcut sau care vi s-au părut nepotrivite sau nu mă poate ajuta decât o critică, dacă îmi sunteți prieteni, o critică reală. Și atunci eu pot să vă ofer data viitoare o carte mai bună decât asta. Dacă nu e ca în Mănăstirea Argeșului, nu o să mă ucidă nimeni dacă fac o operă mai bună. Vă mulțumesc mult de tot și sper să vă placă, dacă toți ați venit până aici, măcar să plecați cu o mulțumire. Noi ce putem să-ți promitem cu o citim, dacă intrăm în cuvântul. Îi putem da, și la următoarea lansare, da, să te ții bine. Păi dacă tot ai ne-ai rugat să venim prin păreri... Eu l-aș ruga pe fratele meu să mi le spună la telefon, că mă desfințează dacă vine și mi le spune el, și tata, ce bine ar fi să fie cu minți așa, să nu spună nimic. Tata fiind domnul general Radu Teodoru, reputatul, eroul, domnul Radu Teodoru. Cum vulcanul Voica Teodoru a erupt și acest volum, acest roman a apărut aici, vă invităm pe toți cei prezenți să mergeți la colega mea, Georgiana Constantin, să cumpărați cartea și să îi furați mărturisirea în formă de autograf Voicăi. Vă mulțumim pentru prezență și vă așteptăm la autografe. Mulțumesc și eu și aveți niște sticluțe cu apă, dacă vreți niște pulsecuri, ceva, nu știu dacă au apucat să le despachetezi. Luați măcar câte o apă, ceva.